Militari detașamentului de pompieri Suceava au intervenit cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURT pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit în cartierul Sucevean-Burdujeni-Sat. Din nefericire, pompierii militari au extras din interiorul casei trupul carbonizat al proprietarului, un bărbat de 76 de ani. La sosirea echipajelor ardea generalizat, locuința construită din chirpici și acoperită cu tablă, cu o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați. Din nefericire, pompierii militari au extras din interiorul casei corpul carbonizat al proprietarului, în vârstă de 76 de ani. Ulterior, echipajul SMURD a acordat primul ajutor medical nepoatei de 45 de ani acestuia, care a suferit un atac de panică în momentul în care a sosit la fața locului. Femeia a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare. Cel mai probabil, de la flacăra unei lumânări nesupravegheate s-au aprins bunurile din dormitorul locuinței, unde au ars obiecte de mobilier, materiale textile și elemente de tâmplărie. Incendiul a fost lichidat la ora 7:55 de minute, iar pompierii au salvat o cameră de locuit cu bunurile din interior, materialul lemnos depozitat.